Îmi spune Maria Mihalcenco, primarul comunei Pistruieni, care după alegerile din 2011, făcând parte din echipa Partidului Liberal Democrat, reținându-mă acolo pentru câteva luni, văzând situația din acel partid și oamenii care îi înconjoară, am decis ferm și singură, apropiindu-mă de domnul Moldovanu, am venit și am spus că vreau să fac și eu parte din acest partid. Am aderat la această echipă pentru că este o echipă onestă, modestă, simplă și integră. Vă spun ferm și cu demnitate că sunt enorm de onorată că am ales cu rațiunea și nu cu interesul personal. Vă voi împărtăși câteva realizări de ale mele fiind în funcția de primar începând din anul 2007. Locuitorii satelor Pistruieni, Pistruienii Noi, Hârtop sunt aprovizionați cu apă potabilă de calitate la robinet. Au fost construite 3 sonde arteziene, 2 turnuri de apă, apeduct 12 km. Obiectele de minere social-culturală sunt dotate cu canalizare. Costul proiectului este de 3 milioane de lei. Am avut posibilitatea cu foarte mari greutăți, dar cu susținerea conducerii partidului, să renovez din talpă un pod și o cale de acces la traseul central în sumă de 12 milioane de lei. Practic toate instituțiile subordonate primăriei au fost renovate, dotate cu echipamentul necesar pentru a activa într-un regim normal. Drum spre satul Hârtop, 1 milion de lei. Pornită construcția bisericii, și acum vor demara lucrările de finalizare a lucrărilor de